În această săptămână, termometrele vor indica peste 36-37 grade Celsius, o perioadă de foc veritabilă cu temperaturi record pentru această perioadă a verii. Temperaturile ridicate din timpul verii pot avea un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor. Temperaturile de peste 35 de grade din termometre pot genera probleme de sănătate atât persoanelor sănătoase, care nu suferă de nicio afecțiune, dar mai ales persoanelor care se confruntă cu afecțiuni cardiovasculare. Ca atare, în sprijinul celor care sunt în trecere prin zona pieții 700, Aquatim a reinstalat punctul de hidratare din strada Gheorghe Lazăr, numărul 11A. Timișorenii sunt așteptați să se răcorească cu apă bună și rece provenită din uzinele Aquatim. De asemenea, persoanelor sensibile la căldură și cele cu probleme de sănătate sunt sfătuite să stea în locuri răcoroase, iar în zilele caniculare să se hidrateze corespunzător. Reprezentanții Aquatim le stau alături cetățenilor și pe perioada noii canicule ce se așterne în față.